Dacă am 50 de lei, cum pot să-i cheltuiesc cu cap? Pe ce obiective ai? Vrei să-ți crești veniturile? Vrei să-ți administrezi mai bine cheltuielile? Vrei să-ți plătești din datorii? Deci prima oară mă întreb ce fac cu aia 50 de lei. Care e obiectivul meu? Care e obiectivul tău, da. Uh-huh. Adică ai 50 de lei. Minunat. Ce, cum se cheltui cu cap? Nu știu. De ce? Pentru că tu te știi. Eu n-am de unde să te știu pe tine. Și important este care este obiectivul tău. Ce încerci tu să realizezi cu aia 50 de lei? Dacă cu aia 50 de lei vrei să-ți cumperi niște libertate și ai datorii, minunat, du-te și achită în avans ceva de acolo.